Acolo ai, ce, Igor. Igor, suta de aici. Asuta. Da. Plus. 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 20. 20. Nu, plus 20. Asta, că peste 2 ai văzut, au făcut suta. 20. Igor. Igor. Așa. 120. Foarte bine, 120. În engleză cum se zice 120? 120. Foarte tare. Și acum spune, rezultă săgeata aceea. Se rezultă. Așa, două. Că, iată ce rezultă. Că de ăsta și cu ăsta fac 120. Deci rezultă că 40 plus 80, scrie 40, adică exact, e și de la început. 40 plus... Așa. Igor. Uite că ai găsit. Igor. 120. Adică în engleză. 120. Așa. Spune la început, prietenii noștri. Iată e ghișițul foarte frumos. Ia zi. 40 plus 80 equals. E mai mare cine? Și l-am copiat. 80. And then we copied 80 over here plus 20 equals. De unde? De unde? De la 40 care am rupt în două, spune. Well, we split in half. Then we have 20 plus 20. Așa. Equals și 100. Și ăștia doi la început spune că au făcut 100, da? 100. Da. These two plus 20 equals 120. Și acum răspunsul final. Spune răspunsul final. Rezultatul. Zi așa, rezultatul. Cum zici? 120. Rezultatul. 40 plus 80 equals 120. Așa. Ăsta și cu ăsta egal 120, da? Da. Foarte important. Deci vrei să-mi spui tu cum scriu eu? Dragule, dragă Victorie, vreau să-mi scrie așa, 78 egal, 78. 60? Da, 16, white, 68. 16? No, 68. Oh, 68? Da, egal, egal, 16 plus 8. Egal 16 plus 8. Nu? No? Plus 8. Lasă așa. 68, așa. Egal. Egal. 16. Adică 6, 0. 16. Așa. 16, 0. Nu, no, 16. 16. Cum se zice așa? 16. Plus. Plus. Plus 8. Plus 8. Wait. Fuu, așa se scrie. Ia mai scrie de sub. 79 egal 69, da? În engleză cum se spune? 16. 8. Nu, no, no, no. 9. 69 egal 16, tu știi. Egal 16. 16. Așa, plus? Plus. Plus cât? Uite-te tu. Ai, nu, nu. Plus? Oh. Așa. Apoi, dedesubt. Scrie 89. 89. 89. Și 9. Night. Așa. Igor, tu scrii. Cum se scrie? Na, na. Igor, Igor. Igor. White. White. Stin. White. Stin. Plus. Plus. Plus, uite de acolo. Plus. Nine. Nine. Asta era. Ia scrie și pe 74. Sec. Ten. Six. Da.
4. 4. Igual. Tu uite-te. Deci tu te uiți. Când a fost așa, 8, 10 plus 9. Acum cum se scrie? 16 plus ce? Plus? 4. Adică așa. Scrie tu pe altul. Scrie 93. Igual, tu descurcă-te acum. Așa. 19 plus. Foarte bine, foarte bine. Scriem tu 54. Și așa. Igual. Te uiți tu acolo. Asta e. Foarte bine. Așa. De sub. 47. 47. 7. 16. 7. 7. No. Nu 16. 7. Ah. 5. 16. Lasă bine. Bine acolo. E bine acolo. Eu o să scriu atunci. Hai să facem așa. 40 și 7. Este. Și 7. 16. 16. Uite, 47 egal, tu scrii cu cine este egal. Așa. Egal. Vorbește în engleză tu. 4 equals 14 plus 7. Foarte bine. Uite aici acum. Eu le scriu pe astea și tu le spui cu cine e. 30. 7 de sus și de rezultat. Dar vorbești în engleză. 30 plus. Așa, firmă. 0. 0. Așa. Uita pe 0. Așa. Apoi. Foarte tare, Victor. Foarte tare. Foarte tare. Acum să fac eu un model. Uite. 23 plus 45. 5. Așa, egal. 23 îl desfac. 20 plus 3 și plus. Asta a fost 43. 23 s-a dus în asta, 2. Și 45 se scrie ca acela. 40 plus 5. Este vorba de acesta de aici. Și acum egal. 20 și cu 40. Cât fac astea două? 20 și cu 40. Ca făcut. Așa. Here. 6. 16. Așa. Plus. Plus. 30 cu 5. Cât face 30 cu 5? Nu.
3-ul și 5-ul, nu una lângă alta. Când adunăm 3 plus 5, plus 5. 8. Cât? 8. 8. Egal 60 plus 8. 68. Foarte tare. Hai să recapitulăm. 23 și cu 45, zici tu în engleză. 23 plus 45 = 23, l-am scris desfășurat, scrii în cuvinte, zi în cuvinte. 23 plus 45 l-am scris desfășurat. Ca fiind 40. Yeah. Ai zis tu, zi tu că nu știu în engleză eu. 45. Da. Plus? Plus 40 plus 5. Așa. Acum, 20 și cu 40, cât mi-a dat? 16. 3 și cu 5? 8. Și 60 cu 8? Equals 68. 68. Răspuns, spunem așa. Final. Răspuns. 23 plus 45 egal 68. Asta este rezultatul final. 25 plus 45 egal 68. Victor, suntem foarte tari, foarte tari. Mai facem încă unul, ca model după ăsta. Scriu 73. 9. Uite, eu îl scriu 73 plus 25 egal. Igual. Desfășoară. Adică 73 cum se scrie? 73. Cum se scrie? Știi cum se scrie? 70 plus 3. Deci egal cu 70, așa. 70. 0. Da? Plus? Plus? 3. Plus, acum ai ajuns la următor. Plus. 25 cum îl scrim desfășurat? 20, na, 0, 20 plus, 20 plus, uite, plus 5, nu, plus 5, atât, numai 5, nu, 5, așa, egal. Și acum îi adunăm pe ăștia doi. 70 cu 20. Cât face? 19. Așa! 19. Plus. Plus. Și acum îi adunăm și pe ăștia doi. 3 cu 5. 8. 8. Egal. Egal. Cât face? 98. Foarte tare, foarte tare suntem. Foarte puternici. Deci, răspunsul care ar fi? Ăsta și cu ăsta adunat, fac rezultatul ăsta. Scriem răspuns, răspunsul. Așa, două puncte. Așa. Corect. Și copiem acum. 73 cu 25. Copiem 73 plus 25 egal. Am muncit, am transpirat. Cât o dat rezultatul? Asta era. Ia spune prietenilor noștri. Spune așa, ca să fac acest exercițiu, am transpirat așa și te ștești la frunte. Ia să vedem. Scoate un pic. Spune, ca să fac ieșitul ăsta, am transpirat. Așa. Pe 73 l-am scris. 73 plus... Cum l-am scris? 70 plus 3. 73 plus... Plus. Pe 25 l-am scris, l-am rupt. L-am rupt în două. Da. Cum am zis? În 25 am zis cât? 20 plus 5. Da? You mean 70? Și acum am adunat ăștia cu 0 ori. Da. 70 cu 20 mi-au dat 90. Da.
Iar 3 și cu 5, 3 și cu 5 au făcut 8. Deci am adunat pe ăștia, ăștia au dat așa. Și pe urmă ceilalți așa. Și în final am reușit să obținem 98. Și după ce am transpirat, răspunsul corect, 98. Mai vrei să mai facem? Da. Mai vrei? Băi, pentru mine este o mare bucurie. Deci tu mai vrei să mai facem? Îți dai seama acum să nu vreau eu. Hai să mai vedem. Că mai câștigăm niște bănuți. Știi că cu cât lucrăm mai mult, cu atât crește valoarea muncii noastre. Că te duci la tata și la mami și le ceri cât ai de gând să le ceri tu astăzi, mă, cât, după cât muncim noi așa. Cât le cer eu? Ce sumă le ceri? Hai să spunem așa. La ce sumă te-ai gândit tu ca să le ceri? Că să crească valoarea ta? Nu știu. Nu te-ai gândit? Nu. Dar știi ce facem? Muncim și depinde cât reușim noi să facem, cât de mult. Hai să facem. Nu te-ai gândit câți dolari să le ceri? Nu, măi, dacă nu te-ai gândit, e foarte bine. Te mai gândești funcții de cât muncim. Unu, doi. Am făcut câteva ieșițe foarte frumoase. Foarte frumoase, Victor. O să vezi când te duci în America și când eu le pun pe internet și tu din America o să tastezi profund la ei. Uite așa. Uite așa te duci acasă și scrii pe internet prof online și va fi minunat. Pentru că acolo o să găsești lecția ta. Așa. Și acum, eu scriu ieșițiu și tu îl rezolvi. Bine? Eu îl scriu. Nu mai faci așa, nu mai faci așa, că ne tabla o încărcăm. Ia să zic așa. 37 plus 41. Egal. Ne-am apucat de lucru. Îl desfaci, îl strici pe 37, ca fiind 30 plus 7. Așa, da. Nu, îl strici.